Salut! Ziua 11, cartea. Astăzi am citit de la pagina 205 până la pagina 218 și mi-am notat 4 idei. Mă apropii de final, mai am chiar partea de concluzie din carte și încheierea. Deci cam aceasta va fi ultima cu idei în care... Adică idei care să le aplici, care să facă parte din sistem, din tot procesul de schimbare a obiceiurilor și de implementarea micilor obiceiuri. Hai că intru direct și o să înțelegi pe parcurs. Prima idee. Cea mai mare amenințare care planează asupra succesului este plictiseala, nu eșecul. Ne plictisim de anumite obiceiuri pentru că nu ne mai oferă plăcere. That is so true. Este foarte adevărat. În momentul în care treci de pragul acela de a face și începi să-l faci și începe să devină tot mai ușor, intervine o rutină. Iar dacă nu ești omul care să-i placă rutina și cauți tot timpul ceva nou, nu este ok. Și mă duce la a doua idee ce am notat-o. Singura modalitate de a excela este să devii fascinat de a face mereu același lucru. Trebuie să te îndrăgostești de plictiseală. Ceea ce are foarte mare sens. Însă ce aș adăuga eu nu înseamnă că trebuie să-ți placă plictiseala sau că trebuie să-ți placă rutina sau că trebuie să-ți placă monotonia unui obicei nou care... Tu oricum știi că te duce la ceva bun pe termen mediu și lung, ci trebuie să găsești ceva nou asociat cu acel obicei, să îi menții mereu o imagine proaspătă. Ca de exemplu, îmi place să alerg, îmi place să ies, îmi place să fac mișcare, dar uneori nu am chef, uneori mă gândesc, acum pot să fac, acum știu că pot să fac, de ce să mai fac sau ce beneficii mi-aduce. Și atunci găsesc noi modalități prin care să aplic mișcarea care îmi este atât de benefică și care îmi este atât de dragă, doar că uneori mă plictisește. Mă plictisește să alerg, de exemplu, la început alergam într-un parc unde tura de pistă este de un kilometru și la început era genial pentru că făceam la început maxim 2 kilometri și știam că trebuie să fac două ture de parc ca să îmbifez cei 2 kilometri pe care mi-i propusesem. Dar când am început să cresc distanța parcursă și să nu mai fac 2 kilometri, să fac 5 kilometri, nu mai îmi plăcea să alerg de 5 ori o tură de parc. Și atunci am căutat altă pistă și mă duc pe o pistă care o tură e 2 km și atunci fac două piste jumate, ceea ce este mult mai ok. Nu mă mai învârt în cer pentru că nu-mi place. Sau îmi fac un traseu prin oraș în anumite zile când nu este aglomerat ca să fac o distanță mai mare și care în momentul în care vizualizez traseul în mintea mea și pe unde să mă duc și ce o să fac, deja îmi dă o stare de bine. A treia idee, orice obicei deschide ușa unui nou nivel de performanță. Repet, aceste idei deja fac parte din finalul drumului, adică tu deja te-ai apucat, deja îl faci și trebuie să înțelegi că cu acest nou obicei nu este că rămâi cu el acolo, ci trebuie să-l dezvolți. La ce te ajută, cum te ajută, cum te poate ajuta să devii tot mai bun. A patra idee, și aceasta mi se pare cea mai interesantă și cea mai minunată, reflexia și evaluarea permit perfecționarea pe termen lung a obiceiurilor pentru că evidențiază greșelile și te ajută să descoperi strategii mai bune de progres. Are foarte mare sens. Dacă ai... Este ca și jurnalul alimentar pe care l-am început anul trecut când am citit prima dată cartea. Țineam evidența și puteam să evaluez periodic ceea ce am notat acolo. Iar reflexia este ceva care mă gândesc așa în momente de liniște. Mă gândesc
ce am reușit cu obiceiul ăsta nou, unde mă va duce, care mi este beneficiul. Nu știu, mi-e tare dragă cartea asta și tare mult aș vrea să... Aceasta a fost ideea, ultima idee pe cât am citit. Și aș vrea să ajute cât mai multă lume, să ajungă la cât mai multe persoane și să ne vedem mâine cu concluziile.